neața, nu e neața. Este ultima zi și vreau să vă filmez așa, să vedeți unde am stat ce și cum arată. Așa, stați că întorc camera imediat. Aici e intrarea. Așa, pe aici am intrat. Aici avem un dulap cu frigider în care am găsit două ape. Aici e baia cu o grindă din asta mare, o cadă, duș, așa, o soape. Aici la intrare avem un dulap cu seif, umerașe, acolo sunt niște prosoape, halate și chestii. În jos la fel, aici sunt bagajele noastre. Și aici e camera, nu știu ce se vede așa luminat. Gata, ok, și a revenit. Aici e un cuier la intrare și o oglindă. Așa, patul, două noptiere, un televizor mic și pricăjit. Așa, acolo e locul în care am filmat eu aseară, cu niște pahare, chestia aia e un cu meniu, oglindă, așa, două fotolii, o măsuță și aici este balconul. Ia stați, gata, așa. Suntem la etajul 8, apropo, și avem două scaune. Chiar am stat într-o seară aici și am mâncat, am filmat oricum. Vedeți cum arată seara, suntem la etajul, v-am zis. Noi am avut cu vedere laterală la mare, se vede așa mare în partea aia și în partea aia se vede lacul, cred că e la lacul, da, e. Și jos piscina, mese, acolo ce că trebuia să luăm micul dejun, care n-am fost niciodată, că ne-am trezit târziu. Da, și cam așa arată camera în care am stat 5 nopți. Da, noi am fost mulțumiți, e ok. Oricum, vedem. Acum ne ducem la plajă, ne ducem să ducem bagajele și după ne ducem la plajă și mai târziu, mai spre seară să plecăm, pentru că vrem să profităm să mai stăm puțin la plajă. Gata, ne auzim mai târziu. Vă las așa cu privire și de asta frumoasă. Bine, alea nu sunt frumoase. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Suntem în tren, așteptăm să plecăm. Pleacă la 11:20. Suntem în Constanța. Din mama aia am luat un taxi până în Constanța și am luat trenul. E lejer, e bine că e răcoare. Am stat tot ziua la plajă. Am lăsat bagajele la hotel și după am stat la plajă, am mâncat ceva, ne-am mai plimbat și a trecut timpul. Nici nu știu când a trecut timpul, nici nu știu de fapt când a trecut toată vacanța. Nu știu dacă, sper că mă auziți, că dau mai aproape. Filmez cu telefonul, am și camera pe acolo prin bagaj, dar n-am mai scos-o. Și da, e lejer, e ok. Ajungem în 3 ore, 3 ore și puțin. Da, și atât. Dacă mi-aduc aminte să vă mai zic ceva, mai deschid camera, cred că, sau telefonul și vă spun. Am și uitat să-mi pun jersey, sunt nemachiată, am un coc și un și rochia asta verde. Și mi-am adus aminte astăzi, că ieri v-am arătat ce am adus în bagaj, dar am uitat să vă arăt și încălțămintea. Și am uitat să arăt. Adică, să știți că n-am venit de sculță la mare, să știți că am papuci și Adidas și niște sandale și papuci. De oricum, cred că o să fac eu cumva, o să scriu pe... și prosoape de plajă. Asta am uitat să vă arăt. Mi-am adus aminte chiar, cred că aseară sau azi dimineață mi-am adus aminte că am uitat să vă arăt. Dar o să inserez oricum niște poze în clipul ăla cu ce am adus în bagaj, ca să și vedeți cum arată hainele și ce haine am avut și cum sunt și pe mine. Da, gata. Plecăm în 10 minute. Two thousand years later.
editez vlogul, ultima parte de fapt din vlog și vreau să subliniez așa câteva chestii, bine să subliniez, să trag așa niște concluzii după toată vacanța asta care a fost minunată și extraordinară, vacanța la care, sinceră să fiu, am sperat mult și m-am rugat să avem parte de ea, pentru că știți și voi care sunt, care de fapt, care e situația în momentul ăsta și dacă mă întreba cineva prin martie, așa, dacă aș fi ajuns la mare anul ăsta, cu siguranță aș fi zis că nu, cu o mare durere în suflet, dar din fericire s-a întâmplat și am văzut și mare anul ăsta și a fost totul ok. Vreau să vă zic despre locul în care am fost cazați. Am fost cazați în Hotel Park Mamaia, un hotel foarte ok, adică personal de treabă, camera curată, n-am avut probleme, am avut și mic dejun inclus, mic dejun la care n-am ajuns pentru că era între 7 și 10 și nu ne-am trezit așa de dimineață ca să ne mergem la micul dejun. Așa că n-aș ști să vă zic dacă e mâncarea bună, dacă e mâncarea rea, dacă nu știu ce să vă zic despre mâncare. Din câte am înțeles, mâncarea ar fi ok, acum nu știu. Am avut cameră cu vedere laterală la mare, există posibilitatea să poți să ții și cameră cu vedere la mare, nu cu vedere laterală, cu vedere directă la mare. Mi se pare că poți să, de fapt, da, există posibilitatea să alegi și all inclusive, dar hotelul foarte aproape de plajă, adică ați văzut și voi prin vloguri că ieșeai din hotel și practic ieșeai direct pe plajă. Piscină, la care am fost, cred că de vreo 2 sau de 3 ori. Hotelul avea și plajă privată, plajă privată la care noi aveam, bine, șezlongurile din spate erau gratis și la șezlongurile din față aveam reducere. În weekend plăteam 30 de lei în loc de 35 și în timpul săptămânii 25 de lei în loc de 30, parcă, sau ceva de genul. Oricum, un preț foarte, adică ok, mi se pare un preț ok față de, nu știu, de alte locuri în care un șezlong poate să ajungă și la 60 de lei. Da, plaja liberă, ați văzut că am tot filmat, plaja foarte liberă, adică, nu știu, distanțarea chiar se respecta, nu știu dacă a fost întotdeauna așa sau, nu știu, de data asta a fost așa, habar n-am, nu știu, dar ideea este că era distanță între șezlonguri, lucru care mie îmi place. Chestia asta cu distanțarea, cred că este un lucru care mie chiar îmi place la, nu știu, un lucru chiar bun în perioada asta, pentru că, bine, și sper să rămân așa. Dacă ar fi după mine, aș prefera ca distanțarea asta socială să fie pentru totdeauna, pentru că niciodată nu mi-a plăcut să mă duc undeva și să, nu știu, să îmi sufle cineva în ceafă. Chiar și la cumpărături, de exemplu, când stau, când stăteam, de fapt, odată la coadă, că acum stau și acum la coadă, dar se respectă distanțarea, mă deranja când venea cineva și stătea, nu știu, era așa în sufletul meu, foarte, foarte aproape de mine și nu, niciodată nu mi-a plăcut treaba asta. Cu atât mai puțin la mare, când, adică, nu știu, anii trecuți, când șezlongurile erau practic unul lângă altul și dacă te întorceai pe partea cealaltă, îl vedeai pe vecinul. Așa că, da, cam asta e treaba cu distanțarea. Am purtat măști seara, pentru că așa era, cred că și acum este aceeași regulă, nu știu de la întâi cum o să se schimbe treburile. Și da, totul ok, adică a fost totul bine la hotel, v-am zis, plajă privată. Am mâncat în fiecare seară, am mâncat în afară, cred că de prima seară, ba nu. Prima zi am mâncat la Nikos și seara am descoperit noi o terasă care se numea Terasa la Cetate. Cred că v-am mai vorbit eu despre ea. O terasă cu niște oameni foarte, mă refer la personal care lucra acolo, niște oameni super de treabă, adică vreau să vă zic că am fost într-o seară și nu erau mese libere, era o singură masă de 6 persoane și oamenii de acolo ne-au așezat la o masă de 6 persoane, în zile în care noi eram 2 persoane și totul, adică, nu știu, a venit manager la noi, ne-a întrebat dacă e tot ok, adică foarte, foarte, foarte drăguți cei de acolo, se vede că era așa o atmosferă din asta relaxată între angajați, între manager și angajați. Se vede că toată lumea era relaxată și nu știu, se vedea că și se vedea că își dau așa interesul și că voia să facă totul ca, nu știu, ca și, nu știu, ca
oamenii se simtă bine. De asta am vrut să subliniez treaba asta, pentru că, nu știu, am filmat un vlog în care, un clip în care v-am zis despre terasa asta, dar nu știu ce s-a întâmplat cu filmulețul ăla, pentru că nu-l mai găsesc și de asta m-am gândit să deschid acum camera, să vorbesc puțin cu voi. Vedeți că sunt foarte, foarte nevorbită. Cred că mi-era și puțin dor să vorbesc așa de acasă, de aici cu voi. Da, cam asta e treaba. Mâncarea foarte bună acolo, la cetate se numește terasa. Am și filmat. Deci n-am cuvinte să spun cât de ok au fost oamenii de acolo și cât de bună a fost mâncarea, pentru că ăsta e cel mai important lucru, practic. De-aia ne-am și dus acolo în fiecare seară, pentru că au avut mâncare foarte bună, personalul foarte drăguț. Nu știu ce altceva ți-ai mai putea dori de la o terasă sau, mă rog, un restaurant. Personal drăguț, mâncare foarte bună, nu știu dacă mai ai nevoie de ceva. Da, și cam astea ar fi concluziile. Am vrut să vin așa cu niște concluzii, să vă spun ce și cum. Inițial aș fi vrut să filmez clipul ăsta din vacanță, direct de acolo, dar n-am mai avut timp. În ultima zi n-am mai filmat așa de mult, după cum vă și puteți da seama, pentru că vlogul ăsta o să fie super scurt, cred că 10 minute, 15 minute, habar n-am. Dar nu vă faceți griji, pentru că o să revenim la programul obișnuit, adică o să postez așa mai des și o să, cred că și pe Instagram o să fiu mai activă, habar n-am, nici nu știu, să vedem ce o să fie, dar am de gând să postez mai des. Am văzut că, deși n-am fost așa de activă pe YouTube, ne-am strâns aici mai multe fete. Suntem deja 740, parcă eram astăzi, și vreau să vă mulțumesc din suflet și să vă spun, nu știu, să vă urez așa, bine ați venit pe canalul meu de YouTube! Nu uitați să apăsați și clopoțelul ca să fiți la curent cu cele mai noi clipuri. Mi-e foarte dor să vorbim despre produse, mi-e foarte dor să fac un tutorial de make-up. Nu m-am mai machiat, de când am venit la mare, nu m-am machiat deloc. La mare m-am machiat o singură dată și m-am machiat foarte puțin. Așa că probabil o să urmeze un tutorial de make-up sau ceva. Oricum, eu mai am câteva clipuri filmate dinainte să vin să mă duc la mare, pentru că aveam de gând să postez în perioada în care am fost plecată, dar n-am mai avut timp să le editez și așa, pentru că s-a întâmplat totul foarte, foarte repede. Ne-am hotărât să plecăm cu 2 zile înainte, v-am mai zis, și n-am mai avut timp să mai editez și să mai postez clipurile, dar o să le postez. Urmează să le postez săptămâna viitoare, să le editez, să le postez și să ajungă și la voi ca să le vedeți în sfârșit. Am idei de clipuri, slavă cerului, multe idei, pentru că în perioada asta, cât n-am filmat și n-am postat, mi-au tot venit așa tot felul de idei, le-am notat și am tot făcut planuri și chestii. Da, și văzeam că nu m-am mai machiat de ceva timp, m-am dat doar cu SPF, cum sunt dată și acum, și cam asta a fost. Da, mă gândesc dacă mai am ceva să vă zic, nu știu ce să vă mai zic, vreau să vă mulțumesc din suflet că v-ați uitat la aceste vloguri, la primele mele vloguri de călătorie, cu siguranță o să mai urmez și altele. Deja am făcut un playlist acolo în care o să puteți găsi toate vlogurile și o să găsiți și clipul ăla cu ce am luat cu mine în bagaj. Gata, ce să vă zic, m-am bronzat, am stat cu picioarele la soare și cu fața la umbră, pe față nu m-am bronzat absolut deloc, bine, cred că doar puțin, m-am ars puțin aici undeva, nici nu mai știu exact unde, dar nu a fost așa, nu a fost nimic grav, adică a fost totul, am ținut așa sub control treaba asta cu bronzatul, da. Gata, nu știu dacă mai am ceva să vă mai zic. Apropo de mâncare și de toate treburile astea, la hotelul la care am stat noi, jos avea o terasă, The Grill House, parcă se numea, cu o limonadă foarte, 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 foarte bună. Deci o limonadă foarte bună. Era în jur de 16 lei parcă sau ceva de genul și venea într-un, dita mai paharul așa, într-un pahar din ala mare, cred că era vreo 500 de mililitri de limonadă, adică jumătate de litru de limonadă. Foarte bună, cea mai bună limonadă, The Grill House. Dacă ajungeți prin Mamaia și vreți să beți o limonadă bună, trebuie să încercați neapărat pe aia de la The Grill House. Mulțumesc încă o dată că v-ați uitat, nu uitați să apăsați clopoțelul, de fapt nu uitați să vă abonați și după să apăsați clopoțelul ca să vedeți, să primiți notificare când postez. Nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram, pentru că mai postez și acolo din când în când și mai vorbesc și pe stories din când în când, când mă apuc așa pe mine chef de vorbă. Vă mulțumesc că v-ați uitat la toate clipurile mele, o să vă las linkul în descriere, vă las link în descriere și către Instagram și către Facebook și către TikTok, mă găsiți pe TikTok, gata, nu mai vorbesc, mă duc să termin de editat vlogul, să lipesc și partea asta și ne vedem în curând, 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 curând la un nou clip. Vă pup! Pa, pa! Thank you.